Tată de pur arom, alege esența naturii. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Ți s-a întâmplat să observi tipare care se tot repetă în familia ta, fără să înțelegi de ce? Sunt anumite lucruri pe care le respingi din toată puterea legat de ai tăi, însă te trezești în situații în care te comporți exact la fel. Se numește loialitate față de situații, sentimente, scenarii de viață, boli, programe destructive. Care este efectul loialității de orice tip într-o relație de cuplu, aflăm astăzi de la dr. Elena Barbu, facilitator și formator în constelațiile familiale. Bine te-am regăsit, draga mea, Elena! Mulțumesc tare mult pentru invitație, Ioana. E o mare bucurie pentru mine mereu să fiu aici alături de tine. Uite, acum pot să mă relaxez, gata, în sfârșit. Eu nu știu de ce mă chinui tot timpul cu atât de multe informații în intro, pentru că nu mai pot să le mai citesc, așa. Felul nostru nu este atât de rapid precum încerc eu să, mă rog, să spun în introducere informațiile foarte rapid. Și felul nostru este așa, mai așezat, cel puțin al nostru, al femeilor. Da. Și așa când termin introducerea, mai ales în situația de viața mea acum, în care respir tot mai greu, parcă tot mai greu mi este și gata, de mâine m-am hotărât, nu mai zic nimic la introducere, prezint doar invitatul și ne apucăm de vorbă, pentru că abia așteptam să știi discuția cu tine, abia așteptam întâlnirea asta care, așa e cum ai anunțat-o și tu pe Facebook, este o întâlnire de poveste, în care vorbim despre loialități. Mm-hmm. Am mai tot vorbit aici la emisiune, dar știu că tu vii cu alte experiențe de viață, vii cu povestea, că tu ești omul poveștii, ești femeia poveste și tare mult abia aștept să te aud și mi-a fost dor de tine. Și vreau să-ți mai spun ceva, ca să avem așa un subiect de pornire, un început de fapt, un start. Vis-a-vis de loialități, atunci când le descoperim în relațiile de cuplu. Sunt scenariile acelea pe care de fapt nu prea sunt comode pentru noi înșine. Și când le descoperim, cred că par cu atât mai grele și mai dramatice, poate uneori, când ni se întâmplă nouă și le vedem în relația de cuplu. Și nu știm cum să schimbăm când vedem că se repetă anumite situații în viața noastră. Ori în situații din viața noastră, ori care s-au mai tot repetat de-a lungul anilor, ori situații care sunt similare cu cele ale familiei noastre. Familiei noastre. Da. Ce părere ai, Elena, despre aceste loialități? De ce le ducem mai departe? Subiectul este fascinant și aș putea să vorbesc despre el zile întregi, dar am să încerc să mă rezum la esență. Este firesc să fim loiali. Și bineînțeles că plătim un preț. Fiecare dintre noi. Pentru că se știe foarte bine că în prima relație de cuplu în care intrăm, alegem ceea ce ne este familiar. Și sufletul nostru știe ce ne este familiar. Și tipul de relație pe care l-am avut acasă cu mama și cu tata, o vom căuta în mod inconștient și în relația de cuplu. Mai ales în prima relație. Cu toții. Sunt persoane care spun, de exemplu, despre tata, da? Că a fost un tată foarte bun și nu au ce să reproșeze. Categoric, pentru că toți tații sunt foarte buni și mamele noastre la fel. Sunt cei mai buni din toată lumea. Pentru că dacă nu se iubeau, nu eram aici. Însă, dincolo de a fi, să spunem, părinții noștri politically correct, pentru că toți sunt și fac pentru noi tot ce pot ei mai bun, și ei la rândul lor au poveștile lor de viață și destinele lor. Și să nu spun traume, că nu prea îmi place așa să folosesc cuvântul ăsta, că prea e folosit așa des la orice, una, două, ne folosim de acest cuvânt. Și sunt și părinții noștri la rândul lor nevindecați și neîmpăcați cu povestea lor de viață.
Și chiar dacă sunt prezenți în viața noastră, ei de multe ori nu sunt conectați cu sufletul lor și cu părinții lor și atunci nu sunt prezenți emoțional. Și noi după asta tânjim cu toții. Să fim văzuți și să fim auziți. Și bărbatul și femeia în egală măsură. Elena, uite, aici vreau să fac și o paranteză și de fapt aș vrea să te întreb, pentru că sunt foarte curioasă de ceea ce răspunzi tu. Uite, un copilaș de constelație, așa cum spui tu. Așa. Vis-a-vis de a fi auzit și a fi recunoscut, a fi văzut, de fapt, de către partener, că probabil într-o relație noi vrem să fim văzuți și auziți de partener. Dar ce se întâmplă atunci când noi ne dorim să fim văzuți și recunoscuți de partener, dar de fapt, în spatele acestei dorințe, stă dorința de a fi văzut și recunoscut de către mama noastră sau de către tatăl. Asta este esența. Pentru că aici avem noi de lucru. Uh-huh. Să nu mai venim cu această povară pe partener. Da, este o povară. Avem nevoie de acest lucru personal, pentru că dacă ar fi ușor, am fi cu toții așa niște fluturași. Nu este ușor. Și munca personală este o muncă zilnică. Nu poți să spui, am fost la un curs sau am avut o mișcare în suflet și gata, acum pot să dorm liniștit. Nu. În fiecare zi avem nevoie să fim atenți la ceea ce facem, la cum facem, în fiecare zi. Iar eu cred că cel mai important lucru este să facem tot posibilul să fim bine cu noi. Ăsta este mesajul meu de ceva timp la workshop-urile de constelații. Dacă eu sunt bine cu mine, numai atunci când eu sunt bine cu mine, pot să fiu bine și cu tine. Și să-ți creez spațiul ca să fii și tu bine cu tine. Fără să încerc să te mai schimb. Pentru că noi ce facem când intrăm în relația de cuplu? Primul lucru pe care îl facem, cu toții, încercăm să-l schimbăm pe celălalt. Acel procent de lucruri care nu ne place nouă, încercăm să-l schimbăm. Și o facem, și conștient și inconștient o facem. Și aceea este prima cărămidă care distruge temelia. Când încerc să schimb pe celălalt. Este primul pas către separare, către divorțurile care sunt la modă. Dar noi încercăm să schimbăm pe ceilalți, Elena, din neputința noastră? Bineînțeles, bineînțeles. Pentru că, iarăși revin, dacă eu sunt bine cu mine, dacă eu sunt împăcată cu mama și cu tata, uh-huh. Da? Dacă eu am grijă de mine și de nevoile mele, da? Atunci nu mai vin să mai cerșesc de la partener. Uh-huh. Și dacă eu sunt în puterea mea, pentru că munca personală pe care o facem, unde ne conduce? La a fi în contact cu puterea noastră interioară. Da? Dacă eu mă iubesc pe mine așa cum sunt și nu vreau să sune un clișeu, da? Sau mă respect pe mine așa cum sunt, asta înseamnă că sunt de acord cu mine așa cum sunt, cu toate. Uh-huh. Că, cum spuneam data trecută, suntem perfecți în imperfecțiunile noastre, dar farmecul fiecăruia este exact unicitatea lui. Nu mai este nimeni ca mine pe planetă și nici ca tine și nici ca bărbații noștri. Da? Suntem toți unici, așa cum spuneam. Dacă eu sunt așezată în interior, da? Pot să-ți creez și ție spațiul să nu intervin. Pentru că libertatea mea se termină când începe libertatea ta. Wow, ce frumos ai subliniat. Da? Libertatea mea se termină când începe libertatea ta. Pentru că noi, ca bărbați și femei, suntem două entități. Uh-huh. Dar așa suntem, două entități. Suntem unici, suntem diferiți, slavă Domnului că suntem diferiți, dar egali ca valoare. Nu sunt mai bună, nici mai mare decât tine și nici tu, ca partener, nu ești mai bun sau mai mare decât mine. Suntem egali ca valoare. Asta ce înseamnă? Că ne uităm și putem să vorbim, să ne vedem de la acest nivel, ci de la acest nivel, de la nivelul inimii. Dacă tu te faci mare în relație, automat iei puterea celuilalt și îl pui în poziție de copil. Și invers. Asta înseamnă, într-un cuvânt așa simplu, maturitate. Și era o glumă care îmi place mie foarte mult să o spun, că primii 40 de ani de copilărie sunt mai grei. Nu mi-aparține afirmația asta. Așa că la 40 să fim, să ne bucurăm că sunt doar 40.
Da. Spunea cineva, hai să spunem 30, de ce să nu spunem 50, da? Deci este vorba de, de maturitate, da? Pentru că e minunat atunci când eu sunt bine cu mine așa cum sunt și tu ești bine cu tine așa cum ești. Și atunci când ne întâlnim, ne completăm și suntem împliniți. Pentru că ce caută bărbatul? De ce caută pe femeie? Pentru că lipsește ceva. Și femeia ce caută la bărbat? Exact, da. Ce îi lipsește. Dar, uite, și mă reîntorc la situația cu mama și tata, că mie, noi ne aflăm în zona aceea cu loialitățile. Ai zis foarte bine, ce caută un bărbat de la o femeie? Exact ceea ce îi lipsește. Dar ce te face atunci când o caută pe mama, așa cum ziceam mai devreme, și partenera, să presupunem că îi dăruiește iubire și e acolo lângă el și îl susține și e lângă el și îl înțelege, etc. Ce mai face ea ca femeie? Și cu toate astea, el primește poate iubirea aceea, dar el vrea mai mult, și mai mult, și mai mult de la ea. Pentru că îi lipsește de fapt acea iubire și numai de la acea femeie care se numește mamă, nici de cum iubită. Bineînțeles că o căutăm cu toții inconștient pe mama în partener și căutăm o mamă mai bună în partenerul nostru. Dar este minunat atunci când femeia și-a făcut treaba și vrea să fie femeie pentru acel bărbat. Are grijă cu delicatețe. Finuț, eu sunt iubita ta. Nu sunt mama ta. Dar nu e nevoie să o spună. E nevoie să o trăiască, să o simtă. Finuț și elegant. Asta e bucata noastră. Asta e bucata noastră. Și în același timp, nici noi să nu așteptăm de la partener să fie o mamă mai bună. E un joc foarte fin, pentru că e delicat. Pentru că și bărbatul își dorește să fie văzut și auzit. Și noi la fel. Pentru că relația de cuplu, când rămânem singuri, suntem noi. Și acolo putem să fim autentici. Putem să ne dăm jos măștile. Da? Și este important ca ceea ce este împărtășit în intimitatea noastră să rămână acolo. Să nu știe nimeni. Să ne ferim copiii de a ne împărtăși din intimitate. Pentru un copil este o povară atunci când știe ceva din intimitatea părinților. Este o povară cu care va merge ca adult și se va simți vinovat pentru că a știut sau a văzut ceva. Trebuie să avem foarte multă grijă, indiferent de vârsta copilului. Să-i protejăm. Te referi la viața sexuală? Pe la, care tot, părinții... la tot ceea ce înseamnă intimitate. În același timp, părinții noștri au nevoie să vadă că părinții se iubesc. Că se țin în brațe. Că sunt tandem unii cu ceilalți. Desigur, în niște limite rezonabile și firești. Pentru că atunci copilul se simte în siguranță. Se simte în siguranță și poate să fie copil. Da? Și este împământat și se bucură de el, de vârsta pe care o are. Dacă părinții se iubesc. Și să arătăm copiilor că ne iubim. Pentru că atunci se simt în siguranță și de asta au nevoie, mai ales în vremurile noastre, copiii noștri. Să se simtă în siguranță alături de mamă și de tată. Problemele noastre sunt ale noastre și noi trebuie să avem maturitatea să le rezolvăm. Și acum să ajungem la loialități. Subiectul este cunoscut și s-a vorbit despre el mult. Nu este Berhelinger cel care a vorbit prima oară despre aceste loialități. Constelațiile sunt cele care scot la lumină aceste fire invizibile cu care suntem conectați. Dar cum se întâmplă loialitățile astea? Și de ce se întâmplă? Da? Pentru că ele nu sunt spuse, dar ele sunt în câmp. De exemplu, vorbim de relații de iubire. Noi repetăm relațiile de iubire ale părinților noștri, ale bunicilor, ale străbunicilor. Vedem în constelații așa de simplu și de frumos cum, de exemplu, iubirea neîmplinită a bunicii. Pentru că și bunicii și bunicile noastre sunt o femeie. Și ele au o inimă cu care iubesc. Și sunt multe povești în care bunicile noastre au iubit un bărbat și l-au iubit cu toată inima. Și acel bărbat au iubit-o pe bunica. Dar din cauza situațiilor financiare și așa mai departe, pentru că știm bine că de multe ori căsătoria avea un scop financiar, un scop economic și așa mai departe, chiar și în zilele noastre se întâmplă acest lucru și știm și e bine să recunoaștem că până la o relație autentică de iubire sunt multe trepte. Și
neîmplinirea în iubirea bunicii, pentru că n-a avut parte de gheorghița al ei, de gheorghiță de la portiță, cum îmi place mie să spun, a rămas acolo în inima ei. Și ce a rămas? Suferința ei. I-a dat viața mai departe, pentru că s-a căsătorit cu un bărbat. Da? A supraviețuit lângă el. Dar inima ei tot timpul a fost lângă acel gheorghiță. Și acel gheorghiță, la rândul ei, s-a căsătorit cu altă femeie. Da? Și sunt cazuri reale, ca spuneam, viața bate filmul. Da? Cum bunica a stat cu gândul la acel bărbat toată viața. Și chiar l-a văzut murind. Chiar l-a văzut cum trecea așa, vorbesc de un caz real, cum trecea pe uliță prin fața casei. Da? Și la bătrânețe era deja văduvă și tot îi săltea inima după al ei gheorghiță din tinerețe. Și ce ajunge la noi peste generații? Durerea și suferința. Asta ajunge la noi. Și din loialitate, pentru că a ajuns la noi această suferință care se dă ca un bulgăre de foc în generații, și noi vom fi la fel. Și eu la fel ca tine, bunico. Și eu la fel ca tine, mamă. Me too, cum se spune în engleză. Și cu toții avem acest și eu la fel undeva în sufletul nostru. Deci avem nevoie de el ca să aparținem. Adică nu mă las pe mine să fiu fericită. Nu avem cum. Din loialitate față de... Pentru că avem undeva profund în suflet, parcă simțim că trădăm, că nu mai corespund, să spunem, valorilor familiei. Nu mai sunt inocent. Ca să fiu inocent, ca să pot să aparțin familiei și mai departe de desubt să supraviețuiesc, am nevoie să fiu inocent. Și dacă ești inocent, rămâi copil. De asta este nevoie de foarte mult curaj, ca să poți să ieși din povestea, din tiparul cu care venim de departe, și nu doar de curaj, de multă muncă, să ai puterea să spui: am să fiu fericită în onoarea voastră și pun fericirea mea la picioarele voastre, la picioarele tuturor. Asta este o schimbare de paradigmă. E foarte importantă și este foarte fină și o putem face. Și e nevoie să o facem cu mult respect și cu onoare pentru tot ceea ce a fost, nu doar în familiile noastre, și la un nivel mai, la un nivel colectiv. Am lucrat recent constelație de cuplu și a ieșit din nou cum iese de fiecare dată această dinamică colectivă în care femeia este furioasă pe bărbat și nici măcar nu este furia ei, este furia care vine din spate. Iar bărbații simt o vinovăție, nu este vinovăția lor în relația de cuplu, în acea relație, ci este o vinovăție a bărbaților care vine tot de departe. Și noi în relația de cuplu, fără să vrem, fără să știm, echilibrăm ceva din trecut. Și o facem cu toți la nivel colectiv. Și acum se schimbă această paradigmă. Și este minunat pentru că sunt și bărbații din ce în ce mai deschiși. Bărbații au felul lor de a se așeza, de a se... Sunt bărbații, ei cu bărbații își fac treaba, noi cu femeile. Dar este minunat pentru că la constelație, de exemplu, am avut acum recent o constelație, m-a fost puțin bărbat, dar au fost, că la constelațiile mele vin mereu bărbați. Așa. Sunt binecuvântată că am energia masculină acolo, pentru că ne vindecăm împreună. Da? Și am lucrat o constelație pentru un domn. A fost o constelație foarte complexă, care a mers pe multe nivele. Practic au fost vreo 5-6 constelații acolo, pentru că constelațiile cum merg? Merg pe spirală. Se așează ceva, după ce s-a așezat ceva, se așează altceva și altceva și așa mai departe. Și a fost foarte vindecător pentru noi, femeile, să vedem cum un bărbat s-a așezat pe scaun și și-a dat voie să fie, hai să spun, vulnerabil, așa că e la modă acest cuvânt, să-și deschidă inima și să spune sufletul pe tavă în fața unor persoane pe care nu le-a cunoscut niciodată. Și să reușească să se conecteze cu sufletul lui, un alt bărbat, și să se ia în brațe cu lacrimi în ochi. A fost pentru noi foarte vindecător și l-am spus tuturor să ia această imagine și să o ducă acasă fiilor lor, bărbaților, partenerilor anterior, partenerilor din prezent, partenerilor din viitor, da? Taților noștri. Acea împăcare între bărbat și sufletul lui de bărbat. Da? Pentru că în constelații au loc, după ce se așează ceva în dezordinea din sistem,
Pentru că asta fac constelațiile, aduc împreună ceea ce a fost separat și e dincolo de noi. Nu o fac eu sau cineva anume. Dar dacă faci treaba cum, ca la carte, să spunem așa, lucrurile se așează la un nivel mai mare. Și fiecare participant poate să ia în sufletul lui acele imagini vindecătoare. Și la sfârșit, imaginea vindecătoare a fost îmbrățișat de sufletul lui, îmbrățișat de partenera lui din viitor, da? Și de tatălui și de mama lui. Tatăl care, într-un final, i-a dat binecuvântarea să primească viața. A avut o poveste foarte de film, de telenovelă, da? Pentru că mama lui era să moară la nașterea lui. Da? Deci vorbim de un bărbat care are 40 ceva de ani și care a lucrat mult, vine la constelație de vreo 10 ani. Mama lui era să moară la naștere. Și momentul acela a fost pentru sufletul lui și-a lăsat o amprentă foarte puternică. Pentru că noi am putea să fim tare recunoscători dacă mamele noastre au supraviețuit nașterii noastre. Nici măcar nu ne dăm seama. Atât dacă au făcut mamele noastre și este suficient să avem puterea să ne trăim viața din abundență și cu bucurie. Și el în permanență a rămas în suflet cu această, nu doar așa o frică foarte puternică, ci și cu o vinovăție că mama ar fi putut să moară. Și mai era și o poveste, vrea să se propună să fie înfiat de cineva și așa mai departe. Și tatăl a fost cel care l-a păstrat și l-a salvat. Și s-a văzut în constelație cum tatălui a îmbrățișat reprezentanta vieții. Și mai târziu în constelație tatălui l-a binecuvântat. Și el, sufletul lui, a ajuns să îmbrățișeze viața. După ce au fost multe, multe, multe acolo în constelație. Și s-au rezolvat. Și știi ce a fost frumos? Chiar a cunoscut o doamnă la constelație. Și sunt foarte curioasă dacă nu voi avea încă un cuplu de constelații. N-am doar copii de constelații, ai am și cuplu de constelații. Doamne ajută! Da, da, mă da. Mă bucur. Da, 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 Elena, este absolut, nu știu, miraculos. Faptul că cum se așează lucrurile astea când le lucrezi. Adică... Se așează când îți deschizi inima, Oana. Pentru că numai atunci se așează. Dar cum se... Uite, pentru un bărbat, că tot vorbim despre bărbați acum foarte mult și e bine că îi și lăudăm că vin la constelații și... Na, eu uite cât zi... Da. pentru un bărbat căruia este foarte greu să-și deschidă inima, cum să procedeze? E nevoie să avem foarte multă răbdare. Știi cât de multă? Fără limite. Și multă blândețe. Da? Dacă se simte în siguranță, care lângă el o femeie, nu o femeie copil, ci o femeie, va reuși și el în acest spațiu de siguranță să-și deschidă sufletul. Nu este ușor. Nu este ușor. Pentru că în spatele, poate să fie în spatele faptului că, mă rog, că este închis și nu-și dă voie să se deschidă, este de fapt o teamă foarte mare, nu? Sigur poate că da, fie... pentru că toți avem încă din copilărie, dar asta se lucrează foarte mult în psihologie, rănile noastre, separările noastre, pentru că dacă, de exemplu, la câțiva anișori sau amintitei am fost lăsați la bunici, se întâmpla pe vremea noastră, pentru că ne lăsau în vacanță la bunici și noi ne bucurăm că suntem în vacanță, dar la nivel de suflet se întâmpla ceva. Se numește în constelații mișcarea întreruptă de mamă. Dacă copilul, de exemplu, până în 3 ani, cât este încă în simbioză cu mama, a fost separat de mama și nu cu un motiv, de exemplu, că l-a abandonat mama, nu ne referim la lucruri chiar atât de complexe, mama a fost internată în spital sau copilașul a fost lăsat la bunici câteva zile pentru că era o urgență în familie. Copilul nu știe chestia asta. Ce să știe un bebeluș de câteva luni, da? Deci să fim rezonabili că acolo copilașul este în simbioză cu mama până la vârsta de 3 ani. Se părea că e până la 1 an, până la 2. Ultimele studii arată că până la 3 ani copilul este în simbioză cu mama. Da? Și atunci ce se întâmplă? În suflet luăm o decizie, o propoziție. Mai bine stau departe de ea. Mai bine rămân singur. Și asta este o propoziție a sufletului luată când nici măcar nu ai o minte conștientă. Și cu această propoziție din suflet, noi vom merge în toate relațiile de cuplu. Da.
Și mișcarea este așa. Mă apropii de partener, trec prin anumite emoții, mă apropii de el. Da? Mișcarea cum este? Femeia vine către bărbat și bărbatul către femeie și ne întâlnim la mijloc. Nu unul stă pe loc și vine doar unul. Nu, atunci nu este ok. Ideal așa ar fi. Vine și bărbatul, vine și femeia, se întâlnesc la mijloc. Uh-huh. Și eu când mă apropii, mi se accesează exact ceea ce am simțit când am fost separat de mama. Și ce fac? Rămân aici o distanță, da? Fac un cerc. Și ar mă întorc aici. Altă relație. Fac aceiași pași și mă apropii aici. Și iarăși mi se accesează acea durere și iarăși mai fac un cerc. Ce avem de făcut? Să facem această mișcare către mama și să reușim, noi cei care suntem acum adulți, din partea noastră de adult matur și sănătos, da? Să reușesc să ajung în brațele ei. Și să mă uit de jos în sus la mama. Da. De jos ca în să sus. Da. Eu sunt copilul și mă uit în sus la mama și mama este cea mare care se uită la mine. Am înțeles. Ca și cum eu aș fi copilul și bebelușul pe care să-l vadă mama. Asta se pot face în constelație. Se poate face oriunde, nu trebuie neapărat în constelație. Poți să o faci și singur într-o vizualizare sau acasă poți să faci lucrurile astea singur. Nu neapărat. Bine, e mai ușor când te ghidează cineva care a făcut deja aceste lucruri și îți ține câmp, cum se spune. Și îți conține toate emoțiile. Este mult mai ușor cu cineva alături. Da? Și atunci când mie îmi reușește această mișcare către mama, abia atunci când mă conectez cu ea, următorul pas care este, mă întorc cu spatele la ea, mama rămâne în spatele meu ca un sprijin, chiar dacă trăiește, chiar dacă nu. Și eu din acest moment, conectată cu ea, merg pe destinul meu. Către partener. Către partener. Și acest lucru să facă și partenerul. Uh-huh. Eu am un astfel de exercițiu pe care îl fac o mini-constelație la grupuri și este foarte vindecător. Sunt multe mini-constelații așa care se fac. Da? Și după ce reușim această mișcare către mama, urmează mișcarea către tata. Către tata nu putem să mergem decât după ce ne-a reușit mișcarea către mama. Prima oară către mama. Către mama. Și ne poate dura închiderea acestui ciclu de vindecare a mișcării de mamă, poate să dureze și un an și doi și trei. Nu e magic. Da? Tu îl inițiezi în sufletul tău, el crește și la un moment dat se închide. Da? Și noi trebuie să-i dăm spațiu ca el să crească și să se închidă. Nu este, mă duc, am luat o pilulă magică și gata. Nu există scurtături, oricât de mult ne-am dorit noi. Da? Și după ce ne-a reușit mișcarea către mama, da? Și o văd pe mama și măreția ei, pentru că eu pot să văd măreția mea ca mamă doar după ce văd măreția mamei. N-am cum să văd altfel. Eu vreau să fiu femeie, să fiu solucitoare, dar dacă nu e mama în inima mea, n-am cum. Și se vede în constelație, atunci când femeia o are în spate pe mama și linia ei de femei, bărbatul, numai că femeia se lucește, dar bărbatul este așa tras ca de, nu știu magnet. Cum să spun, da? Ce magnet e, da. Da? Când femeia o are pe mama în spatele ei. Și facem lucrul ăsta în constelații. După ce se așează ceva ce a fost în spate pus în dezordine, pentru că de ce intrăm în relațiile de cuplu? Fiecare sistem familial. Familia de origine este în dezordine. Nu există pe lumea asta o familie care e în ordine. Nu există. Nu există. Vreau să spun că sunt excepții. Vreau să o văd și eu. Vreau să o văd, să o studiez, să o palpez, să o mângâi, să o simt. Da. Da? Poate există, dacă există, vă rog frumos să dați mie... mă duc și pe lună după ea. Da? Deci, aici sunt Bert Hellinger și Sophie Hellinger. Și ne arată Bert și Sophie foarte vindecătoare au fost... numai când îi vedeai pe scenă, așa cum stăteau ei în tăcere, ne vindecam profund, ne vindecam inclusiv energia masculină și feminină din interior. Pentru că trebuie să fiu în ordine și în interior. Da. Ca să pot să fiu și la exterior. Avem de muncă, dar e fain că avem de muncă. Știi de ce? Că nu ne plictisim. Întreba cineva când se va termina călătoria și munca asta. Când plecăm din corpul ăsta fizic, se termină. Până atunci avem de treabă. Uneori e mai simplu, alteori mai ușor. Ok? Dar hai să revedem. Familia de origine este în dezordine. De ce? Pentru că în spate au fost evenimente neîncheiate, nerezolvate, iubiri neîmplinite. Uh-huh. Da? Bun. Morți tragice. Da? Au murit tânăr, la 20 de ani. Da. Da? Și ai în sistem
o văduvă la 20 de ani. Tu îți dai seama ce e acolo. Ce tragedie. Da, deci sau un bărbat care și-a, da, și-a pierdut soția tânără. Să știți că se întâmplă încă în zilele noastre. Și de ce se întâmplă? Datorită acestor loialități. Datorită acestor loialități. Bun, și ce facem? Noi ne întâlnim. Bine, femeia se întâlnește cu bărbatul. N-am îndrăgostit, a trecut îndrăgosteala. Minunat. Apare sistemul familial în dezordine, și al tău și al meu, care vor ce vor să facă. Prin întâlnirea noastră, pun ceva în ordine. În orice relație. Oricât am fi noi de lucrați, oricât am fi noi de așezați, vom intra în altă relație. Și va fi o altă așezare, pe un alt nivel, mult mai profund. Foarte subtil. Deci lucrul ăsta îl facem la orice vârstă și în orice relație intrăm. Da? Se pune ceva în ordine. Și noi nu știm ce se va pune în ordine. Pentru că dacă noi ne-am întâlnit, eu vin cu destinul meu, tu vii cu destinul tău. Eu trebuie să onorez destinul tău, tu pe al meu, și împreună să onorăm destinul nostru, să onorăm ceea ce ne-a dus pe noi împreună. Și nu vom ști care va fi destinul nostru împreună. Nu vom ști, decât pe parcursul relației. Da? Și punem tot ceva în ordine. Uite, am avut o constelație recent cu o doamnă, o tânără 30 ceva de ani, o frumoasă de altfel, care avea problemele astea de cuplu. N-a fost căsătorită niciodată, n-a rămas însărcinată niciodată și nu avea copii. Și evident că își dorea ca orice femeie sănătoasă la cap o relație cu un bărbat. Constelația a fost foarte simplă și clară, așa cum îmi plac mie să fie constelațiile clare, simple, să le vadă toată lumea. Și am întrebat-o ce s-a întâmplat când ea avea 12 ani. La 12 ani murise tatăl ei. De asta să vezi cum murise. S-a spus că viața bate filmul. A fost omorât. Atâta știa, că a fost o încheiere pe la servici și că a rămas în comă și a venit acasă după o săptămână, l-au dus acasă după o săptămână mort. În constelație a fost foarte clar totul. Am început cu ea și cu un reprezentant pentru partenerul ei, acel bărbat care este pe sufletul ei, pentru că toate, și noi femeile și bărbații, avem fiecare sac a repetecului. Undeva există acel partener pentru noi. Da? Și când așteptăm mai puțin, uite aici m-a plăcut foarte mult imaginea dinainte, okay. Când așteptăm mai puțin, ne întâlnim. Ne întâlnim. Da? Ok. Și se vedea clar că era acel bărbat care făcea pași către ea, da? Era prezent, era un bărbat tânăr și frumos, era chiar cu soția lui venit. Îmi place că au început să vină foarte mulți tineri și cupluri. Da, și vin împreună, soția și cu soțul, vin împreună la constelații. Este minunat. Stai seama ce frumos ce se întâmplă, că se vindecă și ei împreună, doar prin prezența acolo. Eu sunt tare fericită de ce se întâmplă în câmp așa. Pentru că, repet, ne vindecăm împreună. Și se schimbă paradigma, se schimbă paradigma. Am ajuns acum ușor, ușor să ajungem din acel loc de furie și de vinovăție de care vorbeam, să ne vedem și să începem să ne respectăm. Da? Bărbatul să respectă femeia și femeia să respectă bărbatul. Eu acum când vorbesc simt în tot corpul. Și știu că schimba asta de paradigmă nu se întâmplă doar la mine, se întâmplă în câmp, la mai mulți facilitatori. Da? Pentru că noi lucrăm și mulți lucrăm, se lucrează pe toată planeta. Și toată munca asta se simte în câmp. Se simte, da. Se simte. Fiecare face o treabă bună. Și la un nivel mai mare se face o treabă, da? Foarte bună. Foarte mărată, să spun așa. Și în constelația aceasta s-a văzut foarte clar că acel bărbat era prezent undeva în câmp acolo pentru ea. Dar reprezentanta sufletului ei s-a îndepărtat de el foarte rapid și s-a uitat în jos. Și atunci știu că am întrebat-o, ce s-a întâmplat că n-ai avut-o 12 ani? Murise tatăl ei. L-am adus un reprezentant pentru tatăl ei. Reprezentanta sufletului s-a acoperit cu un șal, de unde a apărut șalul ăla, nu știu, și s-a întins pe jos. Acolo era sufletul ei. Simbolic, noi putem spune că a rămas cu sufletul în mormânt lângă tata. Da? Simbolic. Da? Evident că nu aveai cum să fii prezent într-o relație de cuplu sau cum un bărbat să te aleagă, chiar dacă el te aștepta acolo, dacă sufletul tău nu este prezent pe aici. Da, pentru că noi suntem în corpul fizic, dar vedem cum suntem deconectați, suflet, corp, suntem deconectați, sufletul e separat de corp. Da? Și mulți trăim așa.
Mulți trăim așa, da? Bun. Este fascinant că reușim totuși să ne dăm voie să ne aducem sufletul și părți din suflet lăsate prin anumite locuri și evenimente, să le dăm voie să stea aici. Știi, și să fim în puterea noastră, să ne bucurăm de experiența asta umană, da? Cu tot ce aduce ea. Bun. Și, mă rog, am adus-o pe mama ei în constelație. S-ai văzut că era acolo un secret legat de moartea tatălui? Și până la urmă ne-a dat voie câmpul și am avut acces la acel secret, pentru că era până la urmă vorba de o relație de iubire. Știi ce a arătat constelația? Povestea pe care a auzit-o ea era o poveste că tatăl ei ar fi fost ucis pentru o femeie. Vind o poveste de acum vreo 30 de ani, da? A fost ucis pentru o femeie. Și atunci o reprezentantă spune din cerc: simt un pumnal în spate. Zic, vină încoace. O luase câmpul. Și am adus-o în constelație. Secretul, probabil. În constelație lângă tata. S-a întins pe burta acea reprezentantă, dar simți exact unde simți eu, așa. Și eu mai târziu am simțit la fel aceeași împunsătură. Zic, aici mă doare și pe mine. Exact acolo mă doare și pe mine, spune reprezentanta. Bine. Deci exact acolo a fost împuns cu cuțitul tatălui. N-am niciun dubiu. Da? Deci câmpul știe tot și totdeauna spune adevărul. Și l-am adus pe acel bărbat care reprezenta agresorul, criminalul. Un domn care arăta, venise pentru prima oară și era așa de blânduț. Deci dacă îl vedeai, fi spus că e așa de blând și am adus rolul de criminal. El săracul, n-a știut de ce le aduc, dar l-am luat, că luase câmp. Și am avut un singur lucru, am avut nevoie să se uite criminalul în ochii tatălui, care avea ochii deschiși. Doar să facă acest contact vizual. Asta a fost foarte important la nivel de suflet. Fără vorbe s-a lucrat. Da? După ce s-a conectat la nivel de suflet acel bărbat cu tatăl ei, cu reprezentantul tatălui, fără să fac eu nimic, reprezentantul criminalului tatălui ei a luat-o în brațe chiar pe clientă și au început să plângă în brațe unul altuia, el spunând, îmi pare rău, îmi pare rău, îmi pare rău. Pentru că a fost un accident, nu a fost o moarte intenționată. Eu n-am intervenit nimic deloc aici. A fost sfâșietor pentru toată lumea. Și mai târziu am adus și acea femeie în constelație. Și am întrebat, cine este acea femeie? Și o doamnă ridică mâna și spune, eu sunt. Vine acea femeie care, vezi, iarăși repede, viața bate filmul. Acea femeie chiar l-a iubit pe tatăl ei și chiar l-a plâns. Mama nu l-a plâns. Ea n-a apucat să-l plângă pentru că n-avea decât 12 ani. Și practic ea acum a făcut o călătorie în timp pentru ea de la 12 ani să-și ia sufletul de acolo, da? Să-și le aducă înapoi către acel bărbat care încă o mai aștepta. Da? Și unde vreau de fapt să ajung? La paradoxul și la vorbele vindecătoare care mi-au venit atunci legate de iubire, ca să vezi loialitatea. Nu le mai știu exact, că vin atunci, da, dar era ceva de genul, ea i-a spus criminalul tatălui ei, tu ai avut parte de iubire sau tu ai iubit, eu nu am iubit cum ai iubit tu. Și nici nu am fost iubită cum tu ai iubit. Ceva de genul. Stai seama. Și abia atunci a putut să vadă și iubirea tatălui ei. Mama era departe, pe acolo, prin constelație, nu avea nicio treabă. Da, după care, mă rog, a ajuns și la mama, acolo era altă încurcătură în sistemul familial al mamei, dar până la urmă, a ajuns lângă acel bărbat și darul constelației a fost că și-a adus sufletul înapoi și, ca să vezi, a fost nevoie să onoreze iubirea lui, iubirea tatălui pentru altă femeie și iubirea acelui bărbat care i-a ucis tatăl. Tu stai seama ce zic eu aici? Tu stai seama? Că vorbeam de loialitate. Cum? Deci, în câte feluri există loialitatea asta? Da. Să onorezi iubirea tatălui, care n-a fost iubirea pentru mamă, și iubirea criminalului tatălui. Mă, ce zic aici? Unde era iubirea? Era îngropată cu totul. Da? Din acel loc, ea s-a întors.
Acum aștept să văd ce se întâmplă în sufletul ei, pentru că e nevoie și noi să facem lucruri. Da? E nevoie și noi să facem lucruri după constelație. Cum spune Bert Hellinger, aici avea 92 de ani în poza aceasta, să munca noastră abia după constelație începe. Uite aici, bărbați, uite aici. Uite aici o reconciliere de suflet. Uite așa suntem noi, știi? Copacii ăștia, sistemul familial și noi pe acolo. Asta am luat-o de pe Facebook, Wedding Day, da? Uite, mama, soacră, îl ține de mână pe partener, știi? E o realitate. Da? Viața bate filmul, Oana. Da. Dacă ar fi ușor, ce bine ar fi. Stăteam și mă gândeam în câte feluri există loialitatea asta și vis-a-vis de sentimente și vis-a-vis de scenarii de viață, situații, boli, programe distructive pe care le luăm, le purtăm cu noi și... Uite cum merge treaba. Chiar domnul de care vorbeam mai devreme, că am lucrat, el a avut o viață de succes până la o anumită vârstă, la 30 ceva de ani, a avut succes extra. Era căsătorit, avea 3 copii, el lucra, era manager, nu știu ce firmă, câștiga foarte mulți bani, avea toată lumea la picioare, o viață de poveste. Și deodată, uite așa, într-o clipă, s-a schimbat totul. A fost prăbușit la pământ. Da? 30 și ceva de ani avea, nu mai știu, nu contează, da? Deodată l-a lovit, nici nu știa ce l-a lovit. A divorțat, probleme cu copiii, probleme la servici. Deci a fost jala de pe lume. A ajuns, era la pământ. Dintr-un succes foarte mare, la pământ a ajuns. Da? Uite, loialitatea. Pentru că ce se întâmplă? Exact la vârsta la care el a fost pocnit de viață, exact la acea vârstă, în familia lui au fost alte evenimente. Da? La care el acum cum se uita? Cu iubire. Cum este iubirea asta? Oarbă. Da. Ce facem noi? Da? Ne uităm la acea iubire, facem ochii mari, că asta facem în constelații. Vedem. Să vedem unde se uită sufletul nostru. Care suflet? Sufletul meu de copil. Care este inocent? Dacă fac și ceva acolo, aparțin. Noi chiar vrem cu tot din adinsul să aparținem sistemului nostru. Da, pentru că dedesubtul acestei nevoi de a aparține este supraviețuirea. Că dacă nu aparțin, mor. Mor. Eu al cui sunt. Mor. Hai. Sigur. Asta este arhaică. O avem toți în ADN. Nu ține, deci... vreau să plec. Ok, bun, vrei să pleci. Și cum pleci? Și unde pleci? Pentru că ai nevoie să ai discernământ. Curajul de care vorbeam eu, că ai nevoie de un curaj ca să lași în spate sistemul familial. De ce ai nevoie de așa de mult curaj? Pentru că ce se întâmplă? Fiecare dintre noi face ceva pentru familie. Ia să fie în echilibru, să meargă mai departe, să supraviețuiască. Dacă eu am curajul să plec, ok, asta este o mișcare spirituală și e musai să o facem, ok? Dar ce se întâmplă? Dacă eu ies din sistem, locul meu va rămâne liber. Și atunci, ca în fizică, orice loc liber va fi ocupat. Nu există loc liber în fizică, va fi ocupat de ceva. Și în sistem, cum este? În sistemul familiar, de cine este ocupat? Altă persoană, poate copiii mei, poate nepoții mei, poate altcineva, chiar și cei din viitor, vor fi puși să facă ce făceam eu pentru familie. Și undeva în suflet, acolo, în profunzime, se știe acest lucru. Și de asta ne este greu. Da? Spune Bert Hellinger foarte frumos, only sinners grow. Numai, să spunem așa, păcătoși sau cei care greșesc, cresc sau se dezvoltă. De ce? Uh-huh. Pentru că ai nevoie să ieși din sistemul familial și să, cât timp avem aceleași valori ale familiei, aparținem. Ok? Dacă eu sunt oaia neagră, să știți că oaia neagră este cea care are cea mai multă energie din sistem. Care poate să schimbe? Poate să schimbe foarte multă. Ce schimbe? Tipul despre care vorbeam noi. Uh-huh. Dar plătești un preț foarte mare pentru că toată lumea exclude oaia neagră. Numai că oaia neagră ia cu el energia, bucuria vieții. Da? Acolo este. Păi și oaia neagră n-are nevoie să aparțină, Elena? Adică n-are aceeași nevoie? Asta păi noi avem, bineînțeles, numai că are o, plătește acel preț foarte mare, da? Prin excludere, pentru că oaia neagră este exclusă. Aha. Și odată fiind exclusă, ia cu ea toată forța și energia. Și să-ți dau exemplu din constelații foarte simplu.
Am lucrat consultație pentru un domn, lucram în domeniul IT acum mai mulți ani, un foarte capabil, foarte capabil și cu un potențial extraordinar, dar nu-i mergeau afacerile. Da? Și constelația lui a arătat așa. Bine, erau toți pe la pământ, mama la pământ, tata la pământ, business-ul, banii la pământ, clienții n-au avut nicio treabă cu el. Și la un moment dat, în câmp, apare un tânăr, îl ia așa câmpul, arată așa ca un nebun, știi? Se vină în coace. Și avea un comportament ca de persoană care, mă rog, era ca o persoană care spune că era nebun. Și l-am întrebat, cine este nebun în familia ta? Ai în familia ta o persoană care este nebun sau nebun și a fost exclusă. Știi cine era? Fratele lui. Ai, măi. Fratele lui care a fost chiar internat la un ospiciu. Uh-huh. Și familia a fost foarte supărată pe el pentru că furase niște bani de la familie în ziua de Paști. Și a fost atât de supărat încât l-au exclus de nu s-a văzut. Dar, da, și a fost exclus de familie. Și toată energia, și toată iubirea, și toată viața, și tot succesul era luat de acest frate al lui. Și am spus, du-te la fratele tău, caută-l pe fratele tău, musai, fă treaba asta. Da? Să te conectezi cu el, cu iubirea lui, chiar a luat tot, el n-are nicio vină. Pentru că și el, la rândul lui, făcea ceva pentru familie. Pentru că nu-ți imagina că este ușor să fii oaia neagră, nu este ușor să faci ceva pentru familie. Da? Cel care este exclus pentru că nu corespunde valorilor familiei, acolo îi duce cel mai multă forță, care cel mai mult. Și unele familii știu lucrurile acesta. Pentru că aceste persoane au nevoie să fie protejate și ținute în sânul familiei. Dar noi am uitat lucrul ăsta. L-am uitat. Dacă eu am grijă de copilul care este bolnav și toată familia este în jurul lui și are grijă de el, toți ceilalți simt că el face ceva prin destinul lui. Și toți sunt bine pentru că el are acest destin. În succes, de exemplu, că se judecă, sunt mai mulți frați, unul are succes și altul nu. Și unul spune, uite, ăsta e bețiv și nu știu ce, nu ești tu ca fractul mare de succes. Păi da, dar de ce are fratele succes? Pentru că celălalt este bețiv și alcoolic și este în șanț. Da, ai tu succes. Echilibrează. Pentru că el echilibrează și face treaba grea. Uh-huh. Uite, simt în tot corpul când vă spun. Da. Ok? Și deja nu ne mai uităm cu atâta judecată asupra. Poveste. Da. Mm? Și atunci, eu ce fac? Îi sunt recunoscător și îl ajut și fac ce pot pentru el. Dar nu din locul, eu sunt mare, sunt tare și tu ești, nu. Tu ești mare pentru că celălalt face treaba pe care nu o faci tu. Dar știi ce se întâmplă? Pentru că întotdeauna există un echilibru în câmp. Deci de succes acum. Dar uite, pac! Se întâmplă ceva și la pământ. Pierzi toți banii la bursă. Alegi? Uite, vine criza. Deodată, pac, ai fost în vârf de munte, acum ești la poalele muntelui. Și se întâmplă ceva cu fratele tău, care n-avea nicio treabă și are o idee genială și te vine milionar peste noapte. Știi? Pac, iar se face un echilibru. Elena, vreau să te întreb, în succesul acesta se anunță cumva sau el vine pur și simplu pe nepregătite? Adică cumva simți înainte, ai o teamă, ai o ceva, simți că vei avea un insucces sau pur și simplu te ia pe nepregătite și te trezești cum ne-ai povestit și mai devreme în exemplele acelea? Ia pe nepregătite, pentru că când este sistemul și este încurcătură, te-ai furat-o. Te-ai furat-o. Da, ai fost ales de câmpul ăsta mare să faci lucrul ăsta. Și toți facem. Da. Și este bine să facem copii mulți, cum spunea Părintele Argat, mi-a spus o persoană acum mulți ani, Doamne, ce momente de binecuvântare am avut și eu în viața asta, care m-a spus-o personal, eram la început de viață, faceți copii mulți să le fie povara ușoară. Ce frumos ai zis. Da, mai. S-a terminat emisiunea. Da. Așa de rău. Nu pot să cred. Vai, dar cât de multe sunt de spus. Da, uite că s-a... Elena, te, cu mare drag, să știi că mi-ar plăcea să, nu știu, poate la anul, dar să te urmărească toți cei care mă urmăresc și pe mine și nu doar. Elena Barbă o găsiți pe Facebook și ați găsit acolo toate datele de contact. Îți mulțumesc tare mult, ești minunată, ești încântătoare. Gata, că mă ceartă colegii. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Sonia, pentru vestimentație. Până mâine, dragii mei, Creatorul să ne ține în palmele sale cu multă blândețe. Acum stați alături de noi, urmează Sport Arena la zi. La revedere! Purarom by Cornelia Decu Chamon v-a oferit emisiunea Dincolo de ceea ce știm.